să nu mai repetăm ceea ce se întâmplă în sezonul actual. Toată lumea ar avea de câștigat, implicit fotbalul Bulgăriei, atât cluburile, cât și jucătorii care vor ajunge să evolueze pentru echipele noastre naționale. Da, voi ați de acord să plătească liga salariile și să vi se oprească din dreptul TV sau ce erau niște idei? Sunt lucruri care vor fi discutate cu siguranță. Sunt multe lucruri care trebuie să îmbunătățite. Cred eu că la un moment dat o să ajungem și noi să avem blocate anumite sume sau să prezentăm niște rapoarte financiare înaintea începerii competiției, pentru că trebuie să evitate situațiile din sezonul acesta și trebuie să învățăm din lucrurile care n-au fost făcute cum trebuie. Și cred că fiecare club în parte ar trebui să ia exemplu de așa nu vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat la alte cluburi. Dar nu vă mai liniștiți? Sezonul următor e cu VAR? În principiu, da, eram liniștiți și acum și fără. Nu, eram liniștiți și acum fără VAR, dar este o tehnologie care, din punctul meu de vedere, doar ajută și limitează foarte, foarte mult greșelile arbitrului și suspiciunile anumitor persoane. Te aștept să fie mai multă liniște în fotbalul meu sau și mai mare scandalul cu VAR? Nu, aștept să fie mai multă liniște și atâta timp cât meciul se dispută pe teren, rezultatul trebuie să fie acela stabilit de către jucătorii ambelor formații. Te felicita lumea că ești pe val cu Rapidul? Sau că sunteți pe val? Da, e un lucru pozitiv, atât pentru noi cât și pentru, cred că tot, pentru tot fotbalul românesc, pentru că imaginea fotbalului giuleștean este una frumoasă. Ați văzut și aseară, luni seară, o jumătate cu echipă care este deja retrogradată, am adunat 12.000 de oameni în tribună și foarte, foarte mulți în fața televizorului. Atmosfera a fost una incredibilă, de parcă am fi jucat noi în play-off și nu era un meci de play-off. Vă gândiți deja la cupe europene sau din superstiție nu vreți să vă gândiți? Nu, noi ne gândim la fiecare meci în parte și luăm lucrurile pas cu pas, le luăm ca atare, încercăm să facem lucrurile cum trebuie ca la finalul campionatului să ne ducă acolo unde ne dorim. Vrem să ducem Rapidul acolo unde a fost până nu demult, să redevină o forță a fotbalului românesc, dar, am spus, lucrurile trebuie făcute pas cu pas, nu trebuie sărite etape, pentru că dacă vrei să sari anumite etape, ajungi iarăși și de la punctul zero de unde am plecat până nu de mult din Liga. Dar Rapid nu sunt probleme cu banii, nici din punct de vedere sportiv, dar l-am văzut și pe domnul Șurcu, vine din ce în ce mai aproape de club, nu? Da, mulțumim că este alături de noi. Nu sunt probleme financiare la Rapid și nu îmi doresc în tot sufletul să nu apară în viitorul atât apropiat cât și îndepărtat. Dar vă pot garanta că atât timp cât voi fi președinte la acest club, voi face totul ca să nu apară probleme, mai ales de ordin financiar. Apoi, sportive probabil vor fi, pentru că toată lumea care are stabilitate financiară și performează din punct de vedere sportiv, dar sunt mult mai multe șanse dacă ai stabilitate de orice tip ca să ajungi să faci performanță. Haideți! Să Rapidul un sezon viitor se luptă cu granzii? Urmează CPR, un an special pentru istoria. Urmează un an special cu puține cluburi din România. La care puține cluburi din România au ajuns. Urmează anul centenarului, dar v-am spus mai devreme, nu trebuie să sărim peste etape. Obiectivul clubului pentru sezonul următor, chiar dacă ni l-am îndeplinit pe cel de anul acesta, și anume rămânerea în prima ligă și formarea unei echipe care să joace un fotbal frumos, un fotbal atractiv, un fotbal care să adune spectatori pe orice stadion al țării, nu doar pe Giulești, și cred că s-a întâmplat lucrul acesta sezonul acesta. Obiectivul pentru sezonul următor este play-off.